Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Mulțumesc că pe calea undelor, la început de emisiune, Departamentului de Presă de la, și Relații cu Publicul de la Inspectoratul de Situații pentru, pentru Situații de Urgență al Capitalei, al Bucureștiului. Ceea ce nu pot să fac referitor la ISU pe țară. Ăia de la ISU pe țară m-au dus cu preșul, m-au prostit în termeni populari. Deci am acolo o prietenă pe care o salut dacă se uită, dacă nu se uită, îi vor transmite colegii, băi, Alina, vezi că te-a salutat Tudor în direct, care, repet, ne-au prostit un pic, ne-au dus cu vorba. Dar nu mă deranjează, pentru că am văzut la alte televiziuni ce le-am cerut eu acum o săptămână aproape celor de la ISU pe țară, am văzut azi pe la Antenă, pe la România, pe la televiziunile de casă, ca să zic așa, ale guvernului. Bă, ale guvernului ăsta! Apropo, o să discutăm și despre asta. Bă, guvernul ăsta își trimite prima oară porumbei de pace, informațiile, reprezentanții, cei mai bă, la Gâdea, bravo pe Gâdea, domn profesor, bravo mă la Antenă, bravo. Suiți-vă cu picioarele pe ei, suiți-vă cu picioarele pe ei, făceți-i muci, muci. Paldă Orban și echipa Orban și ai lui guvernanții neamului, pentru că ei la voi trimit totul la început. Crezând într-o prostie nemăsurată, nu Orban, unii din echipa lui, într-o prostie absolut halucinantă, că îi veți arde mai puțin. Vă spun eu, liberalilor, vă ard fix la fel de mult. Vă ard cât au comandă să vă ardă. Doar voi aveți impresia că, că dacă le cântați în strună, vezi, Doamne, vă ard mai puțin. Nu. Asta este naivitate. PNL-ul va pierde, dacă va pierde foarte mult dintre voturile pe care ar fi putut să le ia, doar pentru că are un sistem de comunicare lamentabil și crede că tot ce zboară se mănâncă, ne uitându-se pe cer, să vadă că încă mai zboară și taromul. Cu greu, cu chiu, cu vai, dar mai zboară. Bine, oameni buni. Documentul. Îl avem pe ecran, da? Iată-l. Imediat. Unde îl vedem? Hai. Iată documentul. Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Dealul Spirii București, oameni pe care îi și salut. De ce vreau să vă arăt documentul acesta? Pentru că în el sunt informațiile pe care eu le știam și nu le puteam spune. De ce? Pentru că știi cum e. Ăia la CNA, mulți dintre ei, v-am mai spus, n-au făcut o emisiune de televiziune în viața lor, n-au făcut un reportaj. Niște, unii dintre ei niște nei ca nimeni. Bă, dacă îmi spun nei ca nimeni, nei ca nimeni în drum. Ne monitorizează, mă, și ne judecă activitatea. Și ei știu dacă noi facem sau nu facem ce vrea poporul și ce trebuie. Wow! Bine, acum pot să le spun oamenilor. 45 de spitale din București nu au autorizație la incendiu. Repet, 45 de spitale, clădiri. Stop. În urma consultării bazei de date a instituției noastre, ISU, București, oameni serioși, rezultă că în municipiul București sunt 71 de unități sanitare cu spitalizare, de o luăm pe scurtătură, de spitale, 71. La Soașa. De stat sau private, care, dintre care, 16 unități au autorizare privind securitatea la incendiu. Ați reținut? Dacă vreți, scrieți. Că atunci când tragedia de la Piatra Neamț, stimați români, se va întâmpla, ferească Dumnezeu și măicuța Domnului, la una dintre astea sau la sutele de spitale care sunt în aceea situație cu astea de la București, să nu vă mai mirați, băi, de ce se declanșează dosar penal? De ce vine nu știu cine și spune să moară guvernul în chinuri? Cum au lucrat ăia fără autorizație? 45 în București nu au. Nu sunt autorizate la securitate la incendiu. Așa scrie aici. 16 au. 3 unități sanitare cu spitalizare continuă, adică spitale, sunt neautorizate primind securitate la incendiu. 2 de stat și 1 privat. Întrebare, cum dracu funcționează? Pentru că dacă vrei să faci o gogoșerie, o șaurmărie, și te-ai dus la ISU și n-ai depus 485 de acte, de planuri, de col, de hârtie, de dosare cu șină, fără șină, că așa nu ei au, nu ISU sunt de vină, legile române, imbecilitatea legiuitorului în anumite situații. Mă, te duci cu un catastrof de acte, ia ca așa, ca să faci covrigărie la colțul străzii unde n-ai niciun pat ATI. Că faci covrigi cu Mac și cu Susan. M-ați înțeles? N-ai paturi ATI, nu ventilezi și salvezi vieți. Ăștia 45 au secții de terapie intensivă, că sunt în spitale. Mai departe, 36 de... Luați-o pe asta. Luați-o pe asta și cu asta nici mai... N-are sens. Mergem direct la Carmen, la Iași, la infecțioase. 36 de unități sanitare cu spitalizare continuă în București sunt neautorizate privind securitatea, dar dețin aviz. Băi, ești nebun? Adică cum? Cum dețin aviz?
Păi dacă deții aviz, nu poți funcționa fără să ai, sau cel puțin, nu cred că poți funcționa doar cu o avizare. Pentru că atunci nu ți-ar mai trebui autorizare. Sunt neautorizate la foc, la securitate. Iar 16 nu fac obiectul nici măcar... A, atenție, avem 16 spitale care nici măcar n-au nevoie de autorizație la incendiu. Am aflat așa printre picături de ce am dat telefoane, știți de ce? Pentru că sunt clădiri de patrimoniu. Unele dintre ele sunt foarte vechi. Mi-am adus aminte ce spunea, cum o cheamă, Beatrice Mahler, de la institutul ăsta, are 130 de ani clădirea. Băi, ești nebun la cap. Păi acolo focul poate fi ca la el acasă. N-are nicio judecată, nimeni. Bine, repet, e al doilea document pe care l-am. Primul este trimis altora, la mine n-a ajuns, se referă la cele câteva sute de spitale fix în aceeași situație din toată România. Acum, vă spun așa și în întâi și o salut pe Carmen. Să rog mâna, doamna profesor doctor. Bună ziua! Arătați doar vreo 800, vor să se vaccineze, restul nu. Am zis, bă, o fi un accident. Ori, m-am aflat că la tine în Iași, Iași e împărțit echipa medicală a orașului, nu a spitalului ei. A orașului Iași, în mare parte, e împărțită în două. Unii sunt vehemenți, așa scrie presa, să dai, Aline, Pictore, să dai tată și știrea pe post. O jumătate dintre cei care deservesc medicina în Iași sunt vehement împotriva vaccinului, aproape jumătate sunt luptători pentru vaccinare și să convingă lumea. Cum îți explici, ca medic specialist în boli infecțioase? Fac o pauză pentru că nu prea îmi explic. Noi, medicii, am învățat în anul 6, 5-6, da, la facultate, că vaccinul scapă de multe boli infecțioase. Așa am scăpat noi de variolă, de poliomelită, de difterie. Îmi aduc aminte că la gripa H1N1 erau cost de zeci de persoane la Matei Baș, la București, dar și la Iași, la boli infecțioase, pentru a se vaccina. Iar în momentul de față, constat, colegi de-ai noștri, deci, refuză să se vaccineze. Eu vreau să vă spun că eu am să mă vaccinez dacă este nevoie chiar să se vadă că mă vaccinez, pentru că consider că este singura modalitate pentru a ne feri de acest virus și a ne scăpa de această greutate permanentă. Nu știu Carmen, eram convins că ai să spui asta, deși noi doi nu ne-am auzit azi, s-a auzit doar cu producătorul emisiunii, eram convins că o să spună că e director de spital de infecțioase, domnule, eu o să mă vaccinez. O să-l avem în direct și pe omologul doamnei profesor Dorobăț, pe domnul Pătrașcu de la Timișoara, dacă l-avem să-mi spui. A, iată-l, am schimbat acum puțin Skype-ul. Raul, te salut și pe tine și te întreb și pe tine, fii atent, întrebare. Și pe tine și pe Carmen, stimați spectatori, mare atenție, întrebarea este, zic eu, extrem de serioasă, iar răspunsul vine de la doi specialiști. Înainte fac o precizare. Foarte multă lume știe, mai că unii au fost la școală, mai că e folosit mai des, ADN, ADN-ul sportiv, ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic, este o componentă fundamentală a vieții încă din începutul ei, din faza embrionară. Puțină lume știe că există și ARN, acidul ribonucleic. Asta este mai puțin folosit. Întrebare. Domnule Pătrașcu, doamnă Dorobăț, dă-i pe amândoi pe ecran, jumate-jumate. Există acid ribonucleic, după știința dumneavoastră, în procesul de fabricare a vaccinurilor care urmează să fie selectate de Uniunea Europeană și să vină să fie administrate poporului român, populației românești? Dacă permite, domnule Barbu, după știința mea, nu există. Nu există ARN, cum să spun eu, viral. Există părți de proteine care sunt folosite pentru a elicita, spunem noi, specialiști, adică pentru a obține un răspuns imun din partea organismului. Și anume, ce face vaccinul, de fapt, când ești injectat? Cu aceste substanțe care sunt, în mod normal, inerte. El învață corpul nostru, da, și creează o memorie, astfel încât atunci când trece, suntem infectați, sistemul imun să recunoască mult mai rapid și mai ușor virusul. Raul, hai că lumea nu ne pricepe, nu ne pricepe toți. Raul, stai un pic. Nu ne pricepem toți la vaccinuri așa de bine ca tine. Întrebarea mea face sens pentru că a circulat și circulă în spațiu public două informații. Mare atenție. Una, că vaccinul conține acid ribonucleic, adică o componentă
care vine din corpul uman al celor pe baza cărora s-a făcut vaccinul, și a doua mai gravă, că ar conține, Carmen, acum comută la Iași, ar conține celule ale unor fetuși de 14 săptămâni, care celule au fost folosite în procesul, și ARN-ul din acele celule au fost folosite în procesul de fabricare a vaccinurilor, majoritatea celor care sunt acum în fază finală de testare. E real în opinia ta sau nu informația? E reală. În ceea ce privește modul de producție a acestui vaccin, este vorba despre un soi, un fel de producție cu totul nou, e vorba de nanotehnologie și sunt convinsă că firma, e vorba de firma Pfizer, care este o firmă recunoscută, nu va face niciun fel de reținere și nu va fi cu nimic pătrunsă de altceva decât pentru a aduce un vaccin de calitate pe piață. Eu nu am niciun fel de reținere când este vorba despre echipa de care s-a vorbit în comercializarea vaccinului din punct de vedere al probității profesionale. Și dacă îmi permiteți, domnule Barbu, vaccinurile sunt o clasă de produse, da, destinate uzului uman, care din punct de vedere al rigurozității atât științifice cât și al siguranței pentru uz uman sunt la cel mai înalt nivel în lume ca și medicamente. Nu există medicament creat în această lume care să fie supus unui proces de verificare mai intens și mai riguros decât un vaccin. Foarte tare. Vreau să vă pun la încercare din punct de vedere uman, nu medical. Pentru că aici, stimați telespectatori, îi duc pe cei doi invitați ai voștri într-o zonă foarte tristă, aș putea spune dramatică. Colegilor din Italia, o să vedeți imediat știrea. Mare atenție! Iată știrea din presa română. Colegilor din Italia deja au stabilit, avem și documentele oficiale, o să le dăm imediat documentele, cum este la noi Institutul Național de Sănătate Publică, așa are și celebrul ISS, Institutul de Sănătate al Italiei. Este omologul celui de la București, stimați telespectatori. E bun, acum știrea este așa. S-a decretat oficial, sub oblăduirea guvernului Conte, că prioritate în ATI-urile Italiei au cei care pot supraviețui, iar expresia nu este beletristică, este scoasă, uitați-vă, din presa italiană, care presa italiană o scoate, expresia din documentele oficiale ale statului italian. S-a hotărât, repet, ca în Italia, Carmen și Raul, terapia intensivă, il documento del ISS înseamnă documentul oficial al Institutului de Sănătate Publică al Italiei, ca să înțelegeți. Dați prioritate celor care pot supraviețui. Ce înseamnă în traducere pentru tine, Raul, ce înseamnă pentru tine, Carmen? Pentru că e posibil, având în vedere lunile care urmează, nu zilele, multele luni, până când populația generală din România va ajunge la AC, va ajunge la AC înseamnă că va ajunge după medici, după armată, după cei care sunt în prima linie, va ajunge oameni buni și populația generală la AC înseamnă la vaccin. Nu e deloc simplu. Vor fi foarte multe luni. Eu, după discuțiile pe care le-am avut cu oameni care doresc să-și păstreze anonimatul, dar care știu foarte bine ce proiecte are guvernul și ce proiecte are Europa, că noi depindem de Europa, nu de guvernul României. Noi nu avem posibilitatea să fabricăm. Noi doar sper să avem posibilitatea să-l transportăm, să-l ducem lui Carmen și lui Raul ca ei, ca centre de răspândire în județele lor și în județe limitrofe, căci ăsta-i sistemul, să poată, dă-mă să mă vadă pe femeia asta frumoasă, nu pe mine, măi, regizorule. Așa. Deci, ideea e așa, oameni buni. Femeia asta conduce un spital, Raul al spital. Mai sunt încă vreo 4-5 cam ca astea, care vor deveni epicentrele vaccinării în zonele lor. România s-ar putea să fie în stare să transporte vaccinul. Sper din tot sufletul să fim, nu-l fabricăm. Întrebare. Ce înseamnă pentru tine, Carmen, și pentru tine, Raul, știrea din Italia, având în vedere lunile care urmează în societatea românească și cu sistemul spitalicesc despre care nu mai e nevoie să vorbim, că știm cum e? Exprimarea mi se pare nefericită, pentru că la prima vedere pare aduce că cei care nu au șanse de supraviețuire în terapie intensivă fiind infectați, nu mai avem de ce să-i vaccinăm. Eu cred că este nefericită ca și mod de comunicare și cred că o prioritizare
este absolut necesară, pentru că categoric nu vom putea aduce toate dozele de vaccin odată, după care pacienții, dimpotrivă, cei cu risc de a dezvolta boala, cei cu risc de a face forme grave, trebuie primii vaccinați. Așa și vor fi. Ei sunt prioritari, oamenii bolnavi, oamenii care pot dezvolta, cum bine spui, Carmen, pot dezvolta forme severe sau chiar grave de coronavirus, de infecție, vor fi prioritari. Numai că, repet, pe voi, pe tine, uite, acum vreau să aud și punctul de vedere al lui, să audă cei de acasă punctul de vedere al domnului Pătrașcu, Raul, pentru voi. Ce înseamnă decizia a doua, aceeași decizie a luat-o țara cantoanelor acum o săptămână, am fost primii aici la Măsuță care am dat știrea, nu știți ce scandal a ieșit, nu știți cum mi s-a înroșit în seara aia telefonul. Bă, mă sunau din Lozan, prieteni de-ai mei din Lozan, bă, cum îți permiți? Și eu le spuneam, bă, ești atât de proști și de needucați și de necitit, încât nu știi ce scrie presa ta, mă, băiete. Autoritățile elvețiene, având ATI-urile full, la sarcină maximă, ce au făcut? Au dat un document care îi dă voie omului din imagine, la el, la Timișoara, dacă are 8 pacienți cu nevoie stringentă de ATI de ventilare și are 4 ventilatoare, să nu decidă el să-l facem Dumnezeu, că nu e, e medic, e un muritor ca și noi. Să nu-l punem în situația să zică o vezi pe femeia aia, da, afară, e moartă, ia-l pe ăla, pe ăla și pe ăla. Nu se poate. El trebuie să aibă niște norme, echipa lui niște reguli, iar țara trebuie să știe care sunt regulile. Pentru că altfel ajungem ca la Antena 3, de se face rost, se face rost de un pat la ATI direct la televizor. Ceea ce mi se pare nu trafic de influență, că nu e. Este o nenorocire. Asta încurajează gâdea. Sunați la ei ca să obțineți paturi la ATI. Raul, cum e? Așa este, domnule Barbu. Și mie mi se pare o exprimare oribilă și mai mult decât nefericită, pentru că exact o face aruncă pe umerii colegilor noștri din linia întâi această de a decide cumva cine are șanse și cine nu. Noi nu suntem Dumnezei, noi am depus un jurământ aici, jurământul pe care l-am depus a fost acela de a face tot ceea ce este omenește posibil să salvăm fiecare viață. Atât timp există răsuflare, există o șansă. Deci nu putem noi să spunem și nu pot colegi până cine are șanse să supraviețuiască și cine nu. Evident că nu ne-am dorit niciodată să ajungem în această situație, pentru că ar fi absolut oribil. Noi nu putem să luăm astfel de decizie și n-am putea să trăim cu astfel de decizie pentru tot restul vieții noastre după. Să spunem noi, pacientul X intră pe terapie, pacientul Y nu, că e în formă foarte gravă. Noi avem datoria de a face tot ce putem pentru fiecare pacient până la capăt, până la ultima lui suflare. Și scopul nostru este să facem astfel încât să nu ajungă la ultimul suflare, ci să salvăm cât mai multe vieți. Deci este absolut oribil și da, vezi, exact, că sunt primul care a dat și noi am aflat că tot atunci în dimineața aceea ceea ce se întâmpla în Elveția, pentru că Elveția a anunțat că nu mai primește pacienți la spital și pe terapie intensivă, că nu mai sunt locuri. Și am avut exact aceeași surpriză ca și voastră, prieteni care m-au sunat și au spus că nu, că totul este bine în Elveția și spuneam, domnilor, este harta interactivă pe care autoritățile dumneavoastră au publicat-o. Și pe care noi am prezentat-o, Raul, și pe care noi am prezentat-o în emisiune fix a doua zi. Noaptea respectivă a dat-o presa online elvețiană, a doua zi în emisiunea asta, harta interactivă. Mulțumesc mult, Carmen, mulțumesc mult, Raul. Vă spuneam, oameni buni, că am prezentat harta despre care vorbește managerul de la Timișoara, am prezentat-o în emisiune. Am fost singurii din toată presa, emisiunea asta modestă, mică, la o televiziune mare, o emisiune mică. De ce vă spun asta? Pentru că astăzi toată presa spune că Germania e pe cale să nu mai aibă locuri la ATI. Vă aduceți aminte când discutam că belgenii își trimit elicopterele militare și elicopterele sanitare peste graniță în Germania cu cazurile? Da, nu mai au unde să le trimită pentru că nemții nu mai au paturi nici pentru ei. Rămâneți cu noi. O să mergem în Reșița și în Maramureș. În două locuri extrem de... nu extrem, depărtate aparent, dar legate de aceeași problemă. Nenorocită asta de perioadă în care suntem și în pandemie și în campanie electorală. Bă, nenorocită viață avem. De ce spun asta? Pentru că e cumplit. În pandemie, campania electorală alterează calitatea și cantitatea informației corecte. În pandemie, interesele politice și goana nebună după voturi alterează de multe ori actul de guvernare sau actul politic de legiferare sau actul politic în general, oriunde s-ar manifesta.
În pandemie, dacă în campanie, dacă închizi piața, e vot pe, e nenorocire pe voturi. În timp, dacă eram fără, păi ce ai făcut? Băi, de ce nu închizi toate piețele? Închizi numai pe alea, nenorocitule, expui lumea. Noi suntem ca nimeni, bă, vedeți cum e să n-ai noroc? Adică să nu... Să se nimerească nenorocirea asta de pandemie taman în anul electoral, ultimul an electoral, înaintea celor 4 ani de trai neneacă al clasei politice. Și apropo de clasa politică, băi, când luăm pub, Aline? Alin? Nu, luăm întâi pubul? Mai stăm 10 minute, bine. Vă spuneam așa, hai să discutăm cu invitații. Bine. Domnul Popa și domnul Bodoc, domnul primar de Reșița și domnul ministru al sănătății și candidat actualmente în Maramureș pe listele PSD. Îl vedem deocamdată la Reșița pe primar. Cu respect, Ioane, mă bucur să te revăd. Vă salut. Cu drag. Pregătește-te să răspund la întrebarea la care o să aștept răspuns prima oară de la Florian, de la domnul senator și domnul ministru al sănătății, domnul Bodoc. Dacă ceea ce îl vedem și pe domnul senator, cu respect, cum e Maramureșul din punct de vedere... Iartă-mă, Florian. Cum e Bihorul și toată zona aia minunată, toată Valea Crișurilor, Maramureșul, Bihorul, zona aia frumoasă voastră, cum e din punct de vedere psihologic, că tu o cunoști foarte bine, fiind om de acolo, din zonă? Cum e psihologic legată povestea de... Traiul de zi cu zi, Floriane, și de nenorocitul ăsta de virus. Știți că bihorenii sunt oameni așezați și la locul lor. Legat de ceea ce se întâmplă în momentul de față, spitalele, din păcate, sunt pline și așa cum știi eu, merg în fiecare zi la spital și vorbesc cu colegii, sunt obosiți, dar, mă rog, facem față. Am pacienți, eu lucrez în secție de chirurgie plastică, am și pacienți de pneumologie, mă rog. Mă bucur să aud că nu se instalează, din fericire, nu se instalează niciun fel de criză. Cine? Premierul, declarații și ne întoarcem la cei doi invitați. De asemenea, este necesară asigurarea resurselor financiare pentru plățile din cadrul măsurilor active, indiferent că este vorba de șomaj tehnic sau de program flexibil de muncă. De asemenea, este necesară o creștere a cheltuielilor în domeniul sănătății, în special la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, pentru a face față cheltuielilor sporite din domeniul sănătății provocate de pandemia de COVID. De asemenea, am alocat sume suplimentare pentru investiții la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a putea face față plăților în cadrul programelor de investiții locale. De asemenea, a fost necesară rectificarea bugetară pentru a putea asigura resurse financiare suplimentare pentru plățile care au apărut în cursul acestui an, fie că este vorba de plăți pentru despăgubirea fermierilor ale căror suprafețe au fost afectate de secetă, fie că este vorba de plăți care trebuie făcute pentru decontarea subvenției la motorină. De asemenea, ne confruntăm cu o situație la care a trebuit să oferim un răspuns. Consiliile județene și primăriile solicită echilibrarea bugetelor locale pentru a face față cheltuielilor sociale. La nivelul Consiliilor Județene, cheltuielilor pentru Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, iar la nivelul primăriilor este nevoie de o echilibrare a bugetelor locale pentru a aloca resurse suplimentare către bugetele locale, astfel încât să facă față plăților asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități. Și din acest motiv a trebuit să suplimentăm, să realimentăm fondul de rezervă al guvernului, care a utilizat resursele pentru a face față cheltuielilor de diverse naturi, fie în domeniul sănătății, fie în domeniul
ordinii publice, fie în alt domeniu de activitate, astfel încât să putem realiza o echilibrare care să asigure resursele financiare către autoritățile locale pentru plățile sociale. Sunt liniile mari ale rectificării bugetului, de asemenea a trebuit să facem față și unor plăți care sunt necesare în cadrul diferitelor scheme de ajutorare a companiilor care au fost afectate de pandemia de COVID și aici a trebuit să asigurăm o rectificare. Sigur că trebuie să fim extrem de atenți la cheltuieli, cer ordonatorilor principali de credite să aibă extrem de mare grijă în efectuarea cheltuielilor, astfel încât să putem să menținem un echilibru bugetar care să ne permită în anii următori să revenim cât mai repede posibil la un deficit bugetar de sub 3% din produsul intern brut, care într-adevăr să asigure un echilibru în ceea ce privește bugetul de stat și bugetul general consolidat, dar și bugetul asigurărilor sociale de stat. Practic, acestea sunt modificările principale pe care le vom opera. Mulțumesc reprezentanților media. Da, cu scuze și pentru cei doi invitați și pentru echipă care a fost prinsă oarecum pe nepregătit, pentru că a fost intempestivă intervenția premierului. Repaginăm din mers emisiunea, 2-3 minute de pulsate și apoi ne întoarcem la domnul Bodoc și la domnul Popa la Reșița. Revenim imediat. Ne-am întors. Bănuiesc că n-ați uitat că avem doi redutabili politicieni în direct, un primar și un candidat în Bihor pentru Parlamentul României. Vreau să spun doar atât. Un partid și-a dat jos premierul sub comanda lui Dragnea, premierul se numea Timișorean, fiind și se numește că trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate, Grindean. Același partid de conivență cu niște trădători abjecți, după părerea mea, abjecți care s-au jucat cu politica românească cum au vrut ei, în interesul lor, nu al poporului, și aici mă refer la Ponta și Tăricianu, au mai dat jos un guvern, Tudose. Unul dintre cei mai hăituiți oameni de către diversele conduceri ale PSD-ului, acum în cap, în vârful PSD-ului, este Vasile Dragnea, de altfel un redutabil analist și politician din celebra școală de la Cluj. De ce spun asta? Mă întorc ca să vă provoc pe amândoi, și pe domnul Bodoc și pe domnul Popa, să comentați următoarele 19 secunde pe care le vom da de două ori ca să le audă toată lumea pendelete. Prima variantă. Sunt mai mulți colegi care poate să ocupe această funcție de prim-ministru. Este și domnul Sorin Grindeanu și domnul Mihai Tudose și domnul Vasile Dâncu și mulți alții. Bun. Vreau să mai auzim o dată, ca să înțelegeți până unde poate merge, în opinia mea, politica. Și n-am s-o cataloghez. Se spune de politică, fie că e curvă, fie că este interesată, fie că e politica. Domnule, eu n-am să-mi permit niciun fel de cuvânt după politică. Nu. Aici este un act politic. Întrebarea pe care o formulez către domnul Bodoc și către domnul Popa la Reșița este următoarea. Când a fost serios domnul Ciolacu, și de fapt nu dânsul, că nu conducea Marcel Ciolacu și nu era nici domnul Bodoc decident, era o altă echipă la conducerea partidului, dar partidul e același. Când au fost serioși cu noi, cu poporul, când au dat jos guvernul Tudose, când au dat jos guvernul Grindeanu și când l-au ars în flăcările iadului pe Dâncu de nu știu câte ori, sau acum când îi propun ca premieri? Hai să mai auzim o dată. Sunt mai mulți colegi care poate să ocupe această funcție de prim-ministru. Este și domnul Sorin Grindeanu și domnul Mihai Tudose și domnul Vasile Dâncu și mulți alții. În ordinea lucrurilor, în ordinea firească, Florian, te ascult. Pentru mine este destul de simplu de răspuns la această întrebare și vă spun și de ce. Am lucrat și cu Grindeanu și cu Dudose în Corect. Guvern.
chiar pe domnul profesor Dâncul cunosc personal, fiind chiar vecin de județ. Corect. Eu cred că fiecare partid trebuie să-și asume greșelile din trecut și trebuie să nu le mai facă. Și în momentul de față, fie oricare dintre cei trei oameni, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru opiniile politice ale celorlalți contracandidați, oricare dintre cele trei persoane poate să ocupe cu cinste funcția de prim-ministru al României. Domnul Popa. Eu, foarte scurt, vreau să vă spun că, așa cum mă știți, în ultima perioadă, când am mai avut intervenția noastră, vă spun cu sinceritate că prin anii 95-2000 priveam cu admirație unii oameni politici din PSD. Erau nume serioase acolo. Mă refer, dacă vreți, la Mișu Negrițoiu, care ulterior acum a coordonat o bancă de renume internațional, a fost în ASF. Mircea Coș, erau persoane pe care realmente îi priveai cu interes țintit în fața televizorului chiar ore în șir. PSD-ul astăzi este într-o lipsă gravă de persoane politice care să poată gestiona situația României de astăzi. Este într-o gravă problemă și cred că trebuie să-și caute echilibru. Pentru asta... No, Ioane, vreau să zic... Fii atent, Ioane. Eu cu Florian am fost colegi în aceeași clasă, coleg de clasă. Eu vreau să spun așa, vreau să spun ceva, Ioane. Și pe tine te respect și pe el în egală măsură. Ca invitați, că altfel n-ați fi prin intermediul emisiunii mele în fața telespectatorilor B1. Problema nu este de, cum se cheamă, persoană. Pentru că nici Sorin la Timiș, nici Mihai la Brăila, nici atât Vasile la Cluj nu sunt oameni pe care să-i blamezi public într-o emisiune decât dacă ești părtinitor politic. Eu, întrebarea mea a fost altceva, iar Florian cu bun simț a spus că mai mult nu poate spune că îl dă partidul pe străzi. Dom'le, trebuie să ne asumăm greșelile pe care le-am făcut în trecut și să nu le repetăm. Citat din domnul ministru Bodoc, întrebarea la tine e alta. Sau, mă rog, are conotația întrebării adresată unui opozant politic în campanie electorală. Ce anume respect are un partid pentru poporul la care merge să ceară voturi în momentul în care mai dă un azi, îi trimitea pe aia doi săraci cu guvern cu tot pe străzi, că așa avea Ponta, așa avea Tăriceanu conduș de Dragnea interes și să o pună pe Dăncilă pe care au făcut-o zob și pe ea? Sau acum când, printr-o altă conducere, Ioane, vine și ne-i propune ca premieri pe aceiași trei oameni? Eu rămân la părerea mea că sunt într-o gravă criză de identitate. Oamenii ăștia trebuie să-și caute alți lideri. Sincer, Grindeanu pentru mine este bănățean de aici, de al nostru, dar nu-mi spune decât ordonanța 13, altceva nu-mi spune. Nu știu altceva. Atât. Cu atât am rămas din scurtul episod. Nu poate să fie rău și după aceea să fie bun. Sau să fie bun și după aceea să fie rău. Pentru a nu sunt merge... într-o criză am înțeles. De identitate. Ți-am înțeles punctul de vedere. Pentru a nu merge pe calea pe care merge... pe care merg colegi de-ai mei din televiziuni cumplit de a servit într-o perioadă cumplit de grea, am să-i las lui Florian Bodoc, cum să zic, și pur la bombuș, ca impresie de final, dar și ca timp de antenă, minutele necesare să comenteze acest subiect un pic mai aplicat, pentru că este parte direct interesată, adică este membru în conducerea PSD. Te ascult, Florian. Da, aveți perfectă dreptate. Nu poți să pui anatema pe anumite persoane. Fiecare dintre aceste trei persoane și-au meritele lor. Iar dacă discutăm despre ordonanța 13, să știți că eu am fost acolo când Grindeanu a tras de timp cât a putut pentru a nu promova această ordonanță. Și știți foarte bine că Sorin Grindeanu a fost schimbat datorită atitudinii pe care a avut-o față de conducerea de partid din acel moment. Însă, să dai vina pentru greșelile pe care partidul a făcut la un moment dat, să dai vina pe oricare dintre acești trei oameni, eu cred că este un act de partizanat politic care pot să-l înțeleg și pot chiar să fiu de acord cu dumneavoastră în calitate de oponent, în calitate de reprezentant al partidului la putere, însă dacă discutăm despre lideri de opinie sau dacă discutăm despre lideri și despre leadership în partid, eu nu cred. Adică eu am foarte mulți prieteni în Partidul Național Liberal și care nu sunt mulțumiți de actuala conducere a partidului. Întrebare deci, pentru amândoi. În primul rând, din eleganță pentru Florian Bodoc, și o spun cu toată seriozitatea, din eleganță pentru domnul ministru, unul dintre subiectele pe care nu știam
când îmi preparam și eu ieri cât de cât emisiunea, îmi făceam așa un draft de emisiune, unul dintre subiecte era legat... Nu, n-are sens. Din respect pentru Florian, subiectul ăla nu... Era legat de câte locuri poți negocia cu o televiziune în listele, pe listele eligibile ale unui partid. Bă, am 30 de ani de televiziune. 30 de ani la vedere. 40 de ani de televiziune. Dar la vedere, adică pe post, de la TVR din ianuarie 90 până acum, s-au făcut mâine, poimine 30 de ani. Bă, este inadmisibil să-ți negociezi locuri eligibile într-un partid sau altul, folosindu-te de presă. Pentru că întrebarea pe care o generezi este ce fel de presă face trustul ăla de presă de vreme ce el negociază politic locul în Parlament și nu de ieri de azi. Subiectul îl scot. În schimb, nu pot să scot, Ioane, Florian, nu pot să scot subiectul legat de bani. Legat de banii pentru că astăzi se discută de a treia rectificare bugetară în țară. Este un caz mai rar și este generat de o situație gravă de război. Situația pe timp de pace nu e așa. Pe timp de război împotriva nenorocitului ăsta de COVID implică o altă redistribuire a banilor. Și atenție mare, oameni buni. Bani pleacă foarte mulți la Ministerul Muncii pentru pensii și alocări pentru categorii defavorizate. Pleacă foarte mulți bani la Ministerul Sănătății, normal, pentru că acolo e nevoie de bani. Pleacă acolo unde se plătesc concedii medicale, spun la Ministerul Muncii și așa mai departe. Pleacă bani numai în zone unde banul este cheltuit cu înțelepciune, zic eu, și cu nevoie stringentă pentru salvarea unor situații generate repede nenorocitul ăsta de virus. Întrebare, domnul primar și domnul ministru. Cum evaluați situația economică în raport cu nevoile financiare ale țării în trimestrul 4, în care suntem din plin, și mai ales în trimestrul 1, în trimestrele 1 și 2 la an? Domnul Popa. Nu știu, vă referiți la situația... Mă refer la capacitatea de susținere a nevoilor neamului de către economia țării. La asta mă refer. Păi, s-ar putea să fiu subiectiv aici. Eu sunt de părere că România nu este o chestiune omogenă. E o chestiune bipolară, dacă vreți. Sunt zone care se autosustin și care nu au probleme financiare și sunt zone sau OAT-uri sau administrații publice care au probleme grave pentru că nu reușesc să supraviețuiască fără subvenții care, evident, trebuie să vină din partea celor care fac treabă. Eu sunt un om de dreapta. De când mă știu, sunt un om de dreapta. Nu că fac acum politica Partidului Național Liberal. Eu sunt de părere că ar trebui să se ia mai puțin bani de la cei care produc mult și să se împingă spre cei care nu au performanțe. Și domnul ministru cred că este la curent cu ce se întâmplă la Bihor astăzi, când Ilie Bolojan a spus cu foarte mare claritate: nu mai dăm bani acolo unde nu se face performanță. Dacă nu-ți adun banii din teritoriu, nu o să vii la mine să-ți dau bani că nu ai să-ți plătești salariile. Te duci și-ți adun taxele și după aia vii la mine dacă nu mai ai. Sau interesant, dacă nu-ți faci interesant punct de vedere. Hai să vedem și la Bihor și la nivelul domnului ministru Bodoc cum se vede această temă de dialog electoral și nu doar electoral, de dialog serios între noi românii dacă vrem să scăpăm cât de cât mai mulți neîmpușcați victime ale COVID-ului. Da, Floriane. Din punct de vedere practic, ceea ce a spus domnul primar este adevărat, dacă ar fi și realitate și nu doar politicianism. Pentru că eu am mai trăit asta când Bolojan a venit primar la primăria Oradea, a redus personalul de la 280 de oameni, nu dau cifre exacte, de la 280 de oameni la 100 și vreo 90 declarativi, pe care pe omul a angajat din nou, iar acum primăria are 500 de angajați. Deci asta este o chestiune absolut aiurea, iar în momentul de față a cerut direcție de protecția copilului să reducă personalul și nu le-a plătit nici salariile. Deci acolo sunt lucruri la limita legii, dar nu vreau să comentez acest lucru, ci revenim la situația economică. Situația economică este așa cum este gestionată la fel de prost ca și pandemia și, din păcate, această rectificare a treia vine după ce vorbesc doar de domeniul de sănătate la care mă pricep și pe care l-am urmărit de când am fost ministru și înainte. În acest an, bugetul sănătății a fost diminuat față de anul trecut cu 25%. Bugetul a fost
adoptat prin asumarea răspunderii, dar a fost diminuat pentru sănătate cu 25%. Deci, practic, această rectificare vine să aducă bugetul, cel puțin cifrele pe care le-am auzit în spațiul public, vine să apropie bugetul de ceea ce a fost anul trecut. Asta în condițiile în care suntem în pandemie. Suportăm asta sau nu, rămâne de văzut. Pentru că cifrele... Ministrul de Finanțe zice că suntem într-o creștere, cifrele arată că, de fapt, nu suntem în creștere, așa că e o dilemă care cred că o vom lămuri doar după alegeri. Am înțeles. Profit de prezența celor doi redutabili invitați pentru a pune în discuție un lucru pe care vreau să-l fac ca subiect mai spre finalul emisiunii, mai de la de... mai soft, așa. Dar de unde? Acum îmi spunea Alina Pictor în cască. Păi de ce să-l facem la final soft când avem un dita mai primarul și un dita mai ministru invitați din zone extrem de importante pentru țară și unul dintre ei fiind direct implicat prin semnătură ca primarul. Mă refer la Ioan, la Reșiță, la Ioan. Întrebare pentru amândoi. A, nu, întâi știrea, Pictore, dă întâi știrea ca să știe lumea despre ce vorbim. Știrea 6. Oameni buni, a devenit un scandal național. Cred că primul a fost Ciucu în sectorul 6, dacă mi-aduc eu aminte bine, dar s-ar putea să greșesc. Nici n-are importanță cine a fost primul edil, vezi, doamne, care a zis, bă, să moară beculețele de Crăciun în chinuri, că eu folosesc banii mult mai în interesul poporului din sectorul 6. Parcă la Ciucu am văzut prima oară aici la noi în sectorul 6. Nu știu dacă e așa. A cui idee, ia priviți creștinilor, ridică știrea, ridic-o, hai, hop, hopa, ia uitați-vă, prieteni, cum arăta azi noapte, mă rog, alaltă ieri noapte, ca să fiu sincer, cum arăta centrul orașului Suceava, inima Bucovinei, bă, fraților, uitați-vă cum arăta, hai să vedem, poți să dai click pe ele sau le mai putem, ia să vedem, ni le oferă într-un, a, ia uite, no, hop, 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 ia uitați-vă, repet, suntem în Suceava, în Bucovina, la ceas de seară, ridic-o și uitați-vă cum arată. Bă, mă arată rău. Adică, ia să vedem, mai avem? Hai. Hopa! Repet. Mă, ghirlandele de pe bulevarde. Ia priviți. Bun. Oameni buni. Dă puțin în platou la 1, la cadrul la 1. Oameni buni. Am văzut astăzi centrul Bruxellesului. Azi pe la prânz mă uitam pe Euronews. Centrul Bruxellesului. Eu am fost de câteva ori, m-a ajutat Dumnezeu. Fac așa o povestioare rapidă. În piațeta din centrul orașului Bruxelles, pe una din străduțe, aia care dă către Manneken Pis, băiatul ăla mic care face pișu într-un lighean. Dacă vreți să vă spun o dată povestea școala, că a fost furat de acolo după un război. Nu acum. În piața aia este Mântuitorul, dat jos de pe cruce, după ce a fost crucificat, bineînțeles, pe care se spune că dacă îl mângâi, te întorci în Bruxelles. Am fost de 4 ori. A 4 ori am uitat să-l mângâi. Poate de-aia până azi n-am mai ajuns niciodată în minunatul oraș, la bruxelezi acolo. Vreau să vă spun că la ei astăzi s-a pus bradul. S-a anulat, în schimb, cum îl cheamă, carnavalul, celebrul carnaval, celebra piață de Crăciun a Bruxellesului, celebră în lume, nu doar în Europa. S-a anulat. Asta spun că Olguța la Craiova face carnavalul, nu carnavalul, mă, cum se cheamă? Târgul de Crăciun. S-a anulat în Bruxelles. Capitala Europei a zis, bă, nu pot. De ce? Deși are zeci și zeci și zeci de ani, unul dintre cele mai celebre târguri de pe planetă, anul ăsta, ce să vezi, l-au anulat, au lăsat doar bradul și ornamentele de Crăciun. Ia zi, Ioane, și apoi o să-mi spună și Florin cum vede la Oradea și la el în Bihor. Puneți la Reșița, puneți de-astea, cum se cheamă, luminițele și bucuria copiilor, sau luați modelul... Domne, noi vom cheltui banii pe mult mai multă eficiență pentru poporul din Reșița. Nu. Acum, colegul de la Suceava este coleg de partid cu mine și nu o să fac comentarii vis-a-vis de ce se întâmplă la Suceava. O să vă spun doar că și noi am considerat că ar trebui să aplicăm, dacă vreți, între ghilimele, o lege a compensațiilor și dacă tot nu facem târg de Crăciun, cel puțin oamenii sau copiii, dacă vreți, să se bucure măcar de iluminatul festiv, așa cum a fost el făcut și în anii precedenți. Nu vom face investiții semnificative în direcția asta. Adică mai vei folosi, Ioane, vei folosi beculețele de neexistent, cum se spune în armată. Exact. Bravo. Exact. Ia zi, Floriane, la voi, Floriane, la Oradea, în Bihor, cum ați decis, cum faceți?
Bine, eu știu, știu ce ai să-mi spui, că acolo Bolojan e capul, în capul trebii. Uitați-vă, uite, o să te miri. Nu o să zic nimic rău nici de Suceava, nici de Reșița, nici de Oradea, ci o să zic că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare pentru copii și pentru toți oamenii. Și toți trebuie să se bucure de ea. În limita bugetului e alocat, dar trebuie să se bucure de ea. Chiar dacă avem sau nu avem târg de Crăciun, ce Crăciun ar fi ăla fără luminițe pe stradă? Uite asta și știrea, uite Floriane, ca să vedeți că odată cu voi vorbește și primarul userist al Brașovului, primarul Coliban, anunță că Brașovul va avea. Lasă-mă așa știrea, că e frumoasă imaginea de deasupra ei. Da, scoate grafica ca să vezi. Ca să vedem ce scrie. Ne-a scoateți grafica, pictore. Așa, tată. Primarul Coliban anunță că Brașovul va avea luminițe de Crăciun cu reducere. Uite, bă, zici că îți vorbiți. Ca să vezi că acum dau și o apă la moară ălora care spun că e blat între PSD și USR. Bineînțeles că glumesc. Ce a spus Bodoc, spune și Coliban. Ne ajută psihologic, mai cu reducere, mai cătinel așa, dar o să avem lumini. Oameni buni, o mică pauză și revenim imediat cu un subiect foarte tare. Sunt mai mulți colegi care pot să ocupe această funcție de prim-ministru. Este și domnul Sorin Grindeanu și domnul Mihai Tudose, domnul Vasile Dâncu și mulți alții.